vecinilor acesteia. Am discutat, desigur, despre evoluțiile din spațiul nostru, din Europa Centrală și de Est, și în mod deosebit am discutat despre situația din vecinătatea estică. Ne-am referit la Ucraina, la Georgia și, în mod deosebit, la Republica Moldova, fiind ambii de acord că eforturile Uniunii Europene trebuie în continuare intensificate, astfel încât să se asigure parcursul pro-european al Republicii Moldova.